da, restabilirea a fost într-un mod liber, nu a fost ceva greu care nu se poate restabili. Sunt într-o formă bună și sunt gata de luptă. Secretul? Secretul cred că nu cred că este un secret pentru sportivii profesioniști. Este mult tratament, sunt niște proceduri care te restabilesc și odihna, mâncarea, vitaminele. Pentru profesioniști nu este un secret deloc. Nou. Am văzut careva secvență, nu pot să spun mult despre el. Știu băiatul că boxează mult ceva din clinch, din Muay Thai. Este un băiat bun cu picioare, este un băiat înalt. Am văzut ultimul meci al lui acum în Glory. A cedat, dar a boxat bine. Vreau în primul rând să-mi fac mie o sărbătoare să finisez acest an cu un câștig. Și în primul rând pentru Republica Moldova vreau să fac o luptă frumoasă, vreau să fac un câștig frumos. Este o răspundere foarte mare. Când lupta în Republica Moldova, permanent, aș spune că retrăiesc foarte mult, dar sunt bucuros că sunt acasă și vreau să arăt un meci frumos asta. Meci frumos pentru mine înseamnă o tehnică frumoasă, mișcare bună, gândirea sportivului, deci nu pur și simplu să câștig asta, nu înseamnă că este un meci frumos. Un meci frumos este un meci frumos, adică în toate tipurile, tehnică, rezistență și toate, tot trebuie să aibă un sportiv din day one. În afară de sport profesionist, sunt antrenor, antrenez copilași, antrenez băieții maturi, pregătesc o nouă pleiadă de sportivi pentru Republica Moldova, pentru rezultatele noastre, a țării. Acolo sunt foarte multe cazuri, copiii sunt interesanți, am deja copii care, hai să spunem, nu sunt mari kickboxeri, dar deja îi stau cu gândul să bată în KOK. Nu vreau să spun la un anumit sportiv, vreau să spun la toți sportivii a mei, a sportivii Republicii Moldova, băieți, munciți mult și rezultatul va fi pe față.